Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Facem o colaborare cu vecina de la parter, mă rog, care stă în cealaltă capăt al țării, probabil, jumătate de țară, mă rog. Gianina a făcut cu ea clipul de Smash Your Pass. Aveți în descriere TikTok, Instagram, Twitter, X, ce... Hello! Bună seara! Așa. Și mulțumesc din nou! Țin să menționez că nu mi-a mers microfonul, că am filmat o rundă și... Da, ea a câștigat o rundă înaintea mea, că a dat-o la ea în zonă. Dar milimetric a câștigat. Noi acum jucăm Geotastic, este un fel de geoguessr. Și facem 3 probe cu România. Încercăm să filmăm repede, că e destul de târziu. Și... Ok, deja am găsit un semn de circulație, dar... Deja? Da, l-am găsit. Și o biserică, uite, poți să te iei și după biserici. Dacă găsești biserici catolice, evangheliste, că nu dați ortodoxe, e clar, ești prin Ardeal sau... Pe lângă Ardeal, Harghita, pe acolo, pe unde sunt mulți catolici. Catolici, unguri, că ia-s catolici. Măi, da, în meciul trecut nici nu știam, gen, că e în Brașov, nu eram sigură. Pur și simplu, adică eu n-am fost niciodată în județul ăla sau ce era acolo. M-am dat-o la plezneală, că ai zis că mă faci de toată bafta și-am zis, băi, am iar casă. Că scria județul Brașov undeva, dar nu se vedea și comuna. Ok. Așa. Ai avut un deci există și indicatoare în care ne poți spune unde suntem? Păi era acolo, comuna cu tare, județul Brașov, dar era șters unde scria comuna. Scria doar județul Brașov și drum bun. Păcat că nu pot să caut direct unde... Ai, sper că nu trișez, eu trebuie să pun undeva și o zic că suntem aproximativ pe aici. Vezi că mai e 15 secunde. Eu m-am luat după 3 lucruri, și anume forma caselor, relieful și biserica aia. Era și o localitate, dar nu știu pe unde venea aia. Bă, nu știu, nu îmi dau seama. 2, 1, sper că ai apucat să pui punct. Da, l-am pus. Uite, am fost mai aproape. A, uite, sunt 2 câini. Mai e un câine dacă te miști un pic. 3 câini, 4 câini și niște babe care vorbesc la gard. Ok, șantier în lucru, beneficiar investiții, ce zicem aici? Nu mai zi tare. Dar oricum nu se înțelege ce scrie prea pixelat. La ce? Eu încă sunt adică, dar cu ce mă ajută pe mine? Adică, bine, în afară de model, era... Da, deci nu pot să mă rupă chestia aia. Văd că lumea are case ardelenești aici. Ai văzut? Practic, da, tu ești ardelean, că Brașov e în Ardeal. N-are așa lumea casele la țară? Cu zidul la șosea, cum ar veni? Ba da, ba da, ba da, și chiar mă gândeam dacă nu e cumva pe undeva prin... dar e blurat. Uite, da. Poți să aflu după numărul de la Digi dacă e de la noi, dar nu Fai e. Fai de capul meu. Ce, ai găsit? Nu, no, cum ai zis după aia cu numărul de la Digi, mi s-a părut mișto. Uite, văd niște oameni care vorbesc pe aici. Mă, zona zice că este pe aici aproximativ. Sper că am fost pe aproape. Mă, nu știu, am pus și eu acum mai să văd dacă mai găsesc. Era județul Arad. Bun venit la țară, la gropi. Bă, ce nasol, mă, că nu se ocupă nimeni de zona asta. De zona asta, 3 sferturi de țară, stai liniștită. Păi da, asta zic, măi, pare rău de oameni. Eram și eu printre ei. Nu-i compătimesc cu nimeni, merită să stea în mizerie. Da, am dăștia țară care își beau pensia părinților, o bag la cărciumă. Ulterior s-au deschis și păcănele. Cine știe să joace la ele. Aha, uite, am găsit ceva cu Programul Național de Dezvoltare Locală. Dar ghiși ce? Nu se vede că e prea pixelat. Aha. Ce județ e, mâncați-i și gura? Ai găsit ceva? Da, dar nu se înțelege, scrie comuna, județul. Ai găsit? Da. Nu mă jur, nu-s bună la jocul ăsta. Nu, no, degeaba, că nu înțeleg ce scrie aici. Păi dă mie, că mă uit eu. Acum îți dau share screen, da. Dă-mi share screen, hai că poate mă prind eu, băi, nu. Stai că e o problemă, no. Eu nu știu județele în zona asta țării, deci cred că am pus județul greșit. Mă, eu am pus la random, că nu mă prind. Unde era? În sud, în Oltenia era.
N-am fost în Oltenia. Nici eu, vai de capul meu, ce e aici? Aleu, îmi pare atât de rău, băi, deci mă jur. Uite, de vânzare. Cât costă? Nu știu, sună tu la telefon. Măcați ăși gurăște, n-au văzut asfalt în viața lor când începe poate să plouă aici, ai norocit? Se duc ăștia ca la Tekker Girl, la băile de noroi. Trebuie să aibă o șosea. Uite, o altă chestie pe care o mai fac eu, hai că a funcționat. Dacă este un sat în deal, tu te mai în vale, că în vale e șoseaua principală, nu în deal. Aici nu e deal, dar am găsit șoseaua principală. Caut șoseaua principală ca să găsesc indicatoare care să spună în ce sat suntem. Asta facem și eu, dar nu găsesc, măi, mă tot duc și nu găsesc. Am găsit ea deja. Te-am zis că nu mă descurajă o coasă. Stai că eu nu știu județele, deci care? Băi, nu e corect, că poate eu le-aș fi știut. Ok. Nu cred. Deci trebuie să fie undeva pe aici. De le-ai găsit. Ai făcut dreapta sau ai făcut stânga? Am făcut stânga cu aici din șosea. Am făcut dreapta. Efectiv am făcut dreapta. Nu cred. Ai, ești cu politic, ești cu politica dreapta sau cum? Nu sunt cu nimeni. Am pus-o random. Unde ai pus? Îți arată unde am pus? Ba da. Cât de aproape m-am dus. Am găsit clubul sportiv comuna, nu știu care, județul Dolj. Uite, aici cred că e pe la tine. Pe la mine? În Ardeal, care e jumătate țară. Na, în jumatea ta de țară casele sunt așa la șosea. La mine trebuie să faci casa cât mai în fundul curții și gardul cât mai mare și să iei cât mai mulți câini să nu sară altul gardul să-ți fure. Uite, am găsit un semn pe care scrie drum bun, atât. Da, și l-au dat înainte, după aceea s-a luat stânga, s-a luat dreapta. Eu ținut tot înainte cu vezi din sat. Ia. Da, și tot la fel. A, localitate supravegheată video. Fii antenă. Vezi că se vede sigla comunei respective. Dar eu nu știu ce sigla este aia, că eu nu știu siglele comunelor. Dăbea știu sigla pe Ialovița de unde stau eu, pe unde am stat. Mâncați aici curata ce câmpie aici. Ok, deci trebuie să ținem cont de un lucru. E Ardeal, că-s case ardelenești. Poate să fie oriunde e zonă de câmpie în Ardeal. Să fie bine pe unde am pus eu acolo, în colțul ăla de hartă. Ups, ți-am dat un indiciu. În colțul ăla de... Ai pus într-un colț? Oh my god. Da, dar poate n-am dreptate. La mine... Aici am găsit un indicator, scria... sat Hodoș. Hodoș scria. Dar eu m-am gândit că... Da, nu m-am gândit bine. Uite, dacă puneai lucrul și căribează, o făceai praf. Puțin mai încolo trebuia să trag, dar am găsit Hodoș ăsta și nu știam unde este. Hai că am fost pe aproape aici. Hai să vedem aici ce găsim. Ok. Văd că stă să cadă stâlpul ăsta. Se ține în cablu de net. Aie, sper că au fibră optică băieții. Așa. Uite, am găsit am ceva. Am o prietenă. Uite, am găsit. Și unde e asta? Ieșirea. Și unde e asta? A, ai găsit și indicatorul cu adio, a plecat din sat? A ieșit din sat acum, este? Da. Unde, Doamne, iartă-mă? Mă, Ardealul nu mai este, că sunt casele astea cu gardul mare și văd multă câmpie. Deci trebuie să fie sudul țării sau Moldova, sigur. Adică orice ce nu e în Ardeal și e la câmpie. E ceva super micuț, oricum. Da, undeva în capătul planetei. Planeta România. Îl știi pe ăla? Pe ce planetă suntem? Nu știu. Păi de ce? Nu-s de aici. Îmi place ăla cu papucești. Îl știi? Nu. A, o pornă kilometrică! Ai găsit? O pornă kilometrică, sper să nu fie ștearsă. E ștearsă, nu se înțelege nimic pe ea. E șoseaua. Ce-i ăsta, mâncațeș? Nu știu de țear. Mai făcut runda asta. Da, să lași un pic să mă ajutez eu să văd de curiozitate unde eram. Eram în Telorman. Eram în Telorman? Da, era Telorman. Ok, uite aici. Ia.
Pizzeria Elisa. Mergem la pizzeria. Uite și o mașină de DJ, ia vezi ce număr au. Vezi ce număr au? Ia sună 0371. Da. Uite, am găsit încă o clădire de instituție publică. Da. Poate e și primăria pe aici. Aia, mă, serios, școala n-are simbol, n-are pancarta școala, asta nu-i corect. Eu m-am dus departe, m-am dus într-o pădure. Nu știu unde te-ai dus. Uite și de-a bai biserica și văd munții în depărtare. Cunosc un om, eram cu el în mașină, ambii pasageri. Și trecusem pe Valea Oltului și zice, fii atent, muntele ăsta e crupa cu tare, acolo e muntele cu tare și spatele e muntele cu tare. Când eram tânăr, i-a luat pe toți la pas. Cu nenea ăla trebuia să mă fi jucat ce o gheser, ce o tastic. Sigur, mă făcea praf. Că el clar ar fi fost pe acolo. Te-am găsit șantier în lucru. Ai găsit și ceva indicator? Oh, și ce am găsit? Și ce am găsit? Uite, o să pun mai pe așa un pic. Ia să vedem. Eu pun random, că n-am găsit nimic, așa nu, nimic îmi dă. Jură-te, ai găsit! Da, indicator și atent lucru, județul Vâlcea. Am uitat cum se chema numele comunei, că găsim poșta. Tu ai trecut pe lângă poștă, nu știu pe unde te-ai dus. M-am dus în sus și mi-ai zis doar nu te mai duci în sus. Că... Da, ți-am zis, când ești într-un sat, nu te duci în deal. Te duci la vale, unde e șoseaua principală, că e mai ușor de făcut în vale. Are sens. Băi, da. Sunt multe care nici nu sunt gen intersecții, care nu sunt semnalizate, știi? Bă, faci stânga ca să ajungi în sat. A, nu zice. Și faci dreapta, știi? Adică dacă, de exemplu, eu nu am GPS, va trebui practic să întreb oamenii pe acolo. Întrebe o babă, că așa. Taică-mi, eu așa prefer să fac, să întrebe lumea decât să folosească Maps-ul sau Waze-ul. Bă, eu nu știu pe unde sunt aici. Dau și o cupărere, zic că suntem undeva pe dealuri pe aici. Mă, iar am luat-o prin dealuri, deci mă jur, nu știu unde am ajuns. Bă, nici eu, că am luat-o la vale și acum am intrat, am urc iarăși un deal pe o stradă cu pietre. Da, la fel, la fel. Ne-am pierdut aici, dar era mișto să filmești tu, că făceam așa comparație. Hai că ne-am gândit bine amândoi că e Moldova acolo. Vai de cap, ce casă drăbănată, îi se văd că răbizile au crescut copaci pe casa asta, vai săracii. Mișto a fost că de câteva ori am pățit să mă dea la șosea pe unde am eu casa la țară, pe chestia asta. Îți dai seama că am luat punctele maxime atunci. Uite acum să văd că am găsit o fabrică, dacă e ce cred eu știu unde suntem și te-am făcut, dar... Ma, poate e fabrica metalică de aragazi de la, din județul Călăraș. Aaaa, nu e ce trebuie. Aha, mai am 20 secunde. Am găsit județul, găsești și eu pe unde naibă-i comuna asta. Mie nu mi-a părut niciun indicator, mă uit și văd doar vând teren, vând capră, vând vacă, vând... Încearcă să ieși din comună, că măcar găsești drum bun. Asta fac, este. Oho, m-am dus departe. Dai seama că cine e expert în, nu știu, sau a călătorit mult, a condus mult, se uită. Uite-l bă și pe ăsta, s-a la mine, nu-și dă seama. Răspunsul este galați mereu. Serios, Târgu Bujor. Ok. Hai că n-ai dus-o rău. Hai mă că pentru ceva care joacă pentru prima dată chestia asta, eu zic că e ok. Ok, hai, runda 2. Runda 2, știi ce mă face în runda 2? Nu o să putem să ne plimbăm. Avem 30 de secunde și doar ne uităm în jur și ghicim unde suntem. Aici o să fie mai interesant. Vai de capul meu. Hai să vedem care are bulan, că aici o să fie doar bulan. Nu o să mai fie abilitatea mai să găsesc programul Național de Dezvoltare Locală și alte semne. 30 secunde. Ok, nu putem da zoom. Trebuie să ghicim unde mama dracului ne află. Doar, și n-am venit să mă plimb, nu? Doar te uiți în jur și dai zoom. Aș dau și zoom. O să dai și zoom dacă te ajută. Da, tu vezi ce, adică ce e aici? Bă, în depărtare, eu văd un semn, dar nu-mi dau seama ce scrie acolo. Farmacie! Scrie farmacie! Aia e cea mai importantă. Uite, eu am pus că e undeva în... Farmacie, am văzut și eu. Ok, ai fost mai aproape. Bravo, a dat-o spre satul mare. A fost efectiv la plezneală. Păi așa și eu. Ok, uite, avem un Western Union. Avem 1-2. Am avut și eu 1-2 de ăștia pe la mine în sat. Ce mai avem pe aici? Butelii. Perfect. Acum că stau la București, nu trebuie butelia să o arunc în stația de autobuz.
Strada Zambacului. Uite, am găsit o stradă, dar unde e strada Zambacului? Ia zi. E în România, undeva. Uite, eu pun undeva pe aici. Oltenia, pun eu. Azi de Oltenia sau ceva spune că era Moldova. Era Oltenia. Tele Oltenia. M-am dus departe eu. Hai, bătălia Bulanului. Poate ai trecut în zonele astea și le recunoști. Hai să-mi bag picioare. Nu știu ce e aici. Da, cum poți să recunoști ce zonă e asta dacă n-ai fost, gen... Mă rog. Aia e chestia, n-am fost pe aici. Dacă... Unde-l pui? Ce treacului e pe aici, mâncați-le și... Bă... Nu știu. Eu nu zic... cred că e aici. Eu hai zic... că-l pun aici. Eu pun Dâmbovița. Eu pun în zona asta. Am pus, ia pe zneală. Mai, nu știu aproape a fost. Știi ce a pus Dâmbovița? A fost toată la munte în zona aia și semăna o boschiție aia. Ăsta e un oraș mare, clar. E un oraș mare. Sau? O să mă bată mama pentru ce-ar spune aici. My God. N-a scăpat vreun număr ăsta de matriculare pe aici? N-a scăpat. Mamă, ce Dumnezeu e aici? Eu zic că e Galați. Ia de mie Galați. Ce era, mă, Târgoviște? Mă omoară prietena că e din Târgoviște. Și am trecut de 10 de ori prin Târgoviște. Aproape 10 ori prin Târgoviște. Dar nu prin parcarea aia. Mă, ăștia sunt gutui care au înflorit aici? Vă și un BMW. După BMW-ul ăsta clar îmi dau seama unde suntem. Uite, unde? Nu știu, eu am pus Argeș. Poate e Argeș. Am pus și eu problema. În Argeș, în zona mea. În Argeș a fost. Știi de ce am pus Argeș? Au un prieten care stă pe acolo și știi zona. Ce să-mi dau seama dintr-o zonă de asta așa rândul? Păi asta e frumos, că e în mare parte e dat la țară, oraș, îți dai seama, na, vezi și tu forma la autobuz, e un monument, ceva. Dacă vezi o gură de metro, e clar că e București sau Timișoara, că era un zvon cu metro din Timișoara. Uite, o pun că e pe la Bacău. A, acolo am pus și eu. Ai pus tu Bacău? Tot Bacău am ales și eu. E, am dat-o în bară, în bară amândoi. Puteai dus măcar mai aproape. Da, cu 5 minute cu mașina. Și încă 2 zile. Diferența. Ce e aici, mă, mâncațești? Ok. Dar nici nu-mi aminte să fi trecut vreodată pe aici. Mă, văd un locan. Poate e locanul lui tata. E locanul lui tata, nu-i văd numărul. Și e prea curat. Locanul lui tata e mult mai prăfuit. Uite, o să pun că e prin zonă spre Slobozia. Eu... Seamănă un pic așa cu ce e spre Slobozia. Nu. A fost pe dracu Slobozia, tot Oltenia a fost. Are ceva cu Oltenia și cu ăsta. Băi, nimic din Moldova. Da, bine, mă, m-aude. Și ce pot să-mi dau seama dintr-o căsuță poștală ruginită și trei case și o mașină de... Asta nu e căsuță, dacă tu zici de asta ce vă deau cu ruginită, asta e panou electric. Nu, scuze. Da, eu, scuze. Da. Are și indicatorul. Uite, văd că... uite aici e căsuța poștală 49, la numărul 49, nu știu, o să pun că e pe lângă București, pe unde își fac mulți case, prin Pantelimon, în zona aia. București, Ilfo, v-am pus. Era și mai aproape de Craiova, acum, 3 luni de la Râne. Acum să vezi că o să punem amândoi Oltenia și numai Oltenia. Uite, mie îmi place stâlpul ăsta care este așa în mijlocul... mijlocul trotuarului. Chiar stâlpii, că sunt mai mulți. Ce ar putea să fie chestia asta aici? Niște case. Vai de capul lor. Eu o să zic... Uite, că Florea. Oleu, uite, eu zic că e Vaslui. Vaslui? N-am apucat să pun. E, totul te era. Voiam să pun ceva din zona Făgăraș. Oricum o dădeam în bară amândoi. Așa. Runda 10 din 10. Leu. Nimic din Brașov și nimic din Moldova. Eu o să... Mă rog, Moldova. Eu o
poți să zic că e spre Buzău, aș? Vrei să facem o rundă? Nu știu dacă avem orașe. Sper că e doar București. Dar nu cred că vrei să facem o rundă cu București. Nu. Uite că ai fost mai aproape. Ohoho. Să vedem, mai făcut runda asta? A, la mustață un pic. La mustață. Ce? La mustață. Așa, las că am eu mustața mare. Eu am așa tăiat în două bucăți. Ok, și ești pregătită pentru ultima rundă? Păi deja ai câștigat, domnule, ce mai e? Nu contează, hai să iasă cât mai amuzant. Să speli rușinea. Avem așa. Ia. Știi ce avem acum? Toți stăm pe loc, nu? Dar nu mai putem da zoom și ne uităm în jur. Că tare mult m-a ajutat și chestia să mă uit. Lasă-mă, curcă pe mine, asta e important. Că nu mai găsesc indicatoarele alea. Și nici nu mă pot... Du, doar văd imaginea asta și atât, doar... Atât! Dar ce să-mi dau seama dintr-un... Bun. Copac, așa. Bă, important e că sunt prune, da? S-au făcut prunele. Unde s-au făcut prunele? La mine, la țară, nu s-au... Vai de capul meu, vai de capul. La mine, la țară, nu s-au făcut prunele. Au trebuit să cumpere ai mei struguri pentru țuică, că prunele nu s-au făcut. Am pus la plezneală, că... Uite, vezi, ai fost mai aproape, adică... Ai mai. Hai să vedem ce vegetație avem. În primul rând, aceștia par a fi dulci. Ce vegetație au? Avem niște oțetari pe dreapta. O sarcie. Și un asfalt care pare că nu s-a circulat pe el, că altfel se făcea balastru. Eu o să pun Oltenia. Că a picat Oltenia de 7 ori proba trecută. Ce era, mâncațeaș? Oltenia era. Niciun stres pe algoritmul ăsta. Ok, după casa asta așa. Unde suntem așa? Vezi această casă? Nu poți să dai zoom să te uiți la om în casă, să vezi dacă faci nevastă sau baie. Deci... Vai de cap, o să pun că suntem în Serbia. Sau în Moldova. Cred. Nu e românesc. Nu, no, e România, că am pus pe România. Bă, eu știi ce pun? Botoșani. Eu pun Botoșani. Hai să ne iei Botoșani. Pune Botoșani. Ce? Pune Botoșani. Ce era? Turda. Era, era, da, era Ardeală. Eu n-aș fi zis că e Ardealul acolo. Cred că era o comună de-aia săracă, de cel mai săraci comune din Ardeal. N-ai băca Ardeleni, iau sate faine. Ia. Aici nu mai e Ardealul, zic sigur. De unde ți-ai dat seama? Că și-au făcut oamenii gardă beton. Uite, vă, că omul făcea focul. Deci, cred că era frig. Sau poate gătea ceva. Ce aici? O să zic Telorman. Doamne, ajută să fie Telorman. Tot Oltenia. Bă, ce are vă cu Oltenia? Nu înțeleg. Băi, asta a fost chestia și șpirul, eu știu că să n-ai apica. Uite, aici e Ardealul și suntem la numărul 115, suntem fiți cu spatele la semnele de circulație și în depărtare sunt niște munți. Cum ar fi să spice proprietatea acasă acolo? N-aș zice asta în clipul, da. Primul rând. Aș pune mai departe să nu se prindă lumea că e casa mai acolo. Bă, în București n-a picat deloc. Știi ce mai mișto? Când dă, de multe ori dă Iași și Cluj și o fac confuzie între Iași și Cluj. Că ambele mi se par că arată la fel în mare parte. Un București mai pe deal așa. Uite, văd că la asta văd că mă faci. Bineînțeles, da. Că ai pus Brașov, că dorești în Brașov. Mă, ce mișto e aici. Da, înțeleg tot și nimic. Bă, important e că avem niște dealuri faine și niște bălării. Stâlpii sunt de lemn. Nici băcar cabluri nu sunt. Deci ăștia n-au semnal. Bagă furculița în televizor să prindă TVR-ul. O să zic că e mai în zona asta, mai de deal așa.
Deși cred că era Dobrogea. Nu, mai bine că n-am pus... Ăla, la Plesnea l-o duci mai bine cât mine. Ia uite. Da. Să bun. Hai că îți speli rușinea acum. Oh. Păi ți-am zis că eu nu găseam indicatoarele, poți. Nu știu cum de tu aveai norocul de a găsi, eu nu găseam. Găseam palea cu Programul Național de Dezvoltare Locală. Trăiască Dragnea cu prostia lui. Oleu. S-a gândit eu puteam că... văzut. Ia să te începe pe aici. Ce aici? Mă, ce asta? O să zic pe aici că parcă am mai trecut cu mașina în zone de genul. Deși jumătate din România arată la fel la sat. Am dat-o cu bățul căcat amândoi aici. 3, 2, 1. Bă, ce e aia verde de portare? Și nu-mi spune cu o frunză. Cred că un camion verde. Și văd că șoseaua a turnat mișto, intersecții, marcaje rutiere, au și gaz. Deci o comună în care există țeapă de gaz. Ce să fie? Uite, eu zic că e pe partea asta aici. Wow! Ai, păi prea ai avut bula la atâtea runde, lasă-o încă o de treabă. 2, 1. Nu vine de aici poză. Pare genul de loc unde să meargă neagică cu tractorul. Și da, vând niște dealuri așa îndepărtare. Îmi place că tu chiar încerci să le descifrezi așa. Mă prefac și eu că am habar ce fac. Bă, secretul în viață, că faci un lucru chiar că nu știi, n-ai habar, prefă-te că știi ceva, să pare mai deștept un pic. Degeaba, ai fost mai aproape, vezi? Așa, ce e aici? Mie mi inspiră a un drum care duce prin Bărăgan. Bărăgan? Adică prin zona pe la mine. O să zic că e pe la Fundulea pe aici. Pare genul ăla de loc așa. Spre Constanța. A dat-o cu bățul căcat aici. Era... Da, eu uite de la mine. Așa, hai să ne rezultatele. Cât e diferența? Nu cred. Deci, nu cred. O diferență de 54 de puncte. Bă, ai jucat bine aici, jos pălăria. Bravo. Pare. Oh. Las că e bine. Poate data viitoare. Doamne ajută. Mai facem și o parte a doua? Când... Nu mai. Acum, da, okay, mai târziu, da. Cineva trebuie să se culce? Aia e. Bă, aveți descriere și pe ecran, pe lângă capul meu, capul ei, Insta, TikTok, ce mai are și da, pe data viitoare. Ciao, les!